100 de turiști, printre care și o femeie însărcinată în 8 luni și fiica ei de 3 ani, au rămas blocați pe munte după ce ploaia înghețată a blocat echipamentele de transport pe cablu. Turiștii au rămas blocați fie pe munte la cota 2000, fie și mai rău în telegondolele care urcă de la cota 1400 la cota 2000. O parte dintre turiști au coborât cu un ratrac, alții însoțiți de salvatori. Jandarmii montani au anunțat că au intervenit în zonă și au sprijinit pe turiști până la coborâre. La puțin timp, reprezentanții Salvamont au emis un comunicat de presă în care acuză practicile incorecte ale Jandarmeriei Române. Salvamont România dezaprobă practicile incorecte folosite de către Jandarmeria Montană, prin care își atribuie și promovează în presă acțiuni de salvare realizate de către salvamontiști. Ultima situație de acest gen a avut loc în ziua de joi, 24 ianuarie, când Jandarmii Montană au emis comunicate către presa scrisă și audiovizuală, atribuindu-și salvarea a zeci de oameni blocați în telegondola din Sinaia sau coborâți de la cota 2000. Operațiunea de salvare a fost executată integral doar de către salvamontiștii din Sinaia, împreună cu angajații domeniului schiabil Sinaia, care au organizat turiștii în grupuri ce au fost coborâte pe schiuri, pe jos sau cu mașinile de bătut zăpada. Salvamontiștii din Sinaia declară că abia după 40 de minute de la încheierea acțiunii de coborâre a turiștilor au apărut și primii jandarmi la poalele muntelui. Se arată în comunicatul Salvamont. Jandarmeria Montană a ieșit cu un alt comunicat în care neagă acuzațiile. Referitor la unele afirmații bazate pe informații false despre modul de desfășurare a acțiunii de salvare din data de 24 ianuarie 2019 de la cota 2000, facem următoarele precizări. Jandarmeria Montană nu și-a asumat nicio acțiune de salvare a turiștilor de la cota 2000, fiind doar o acțiune de sprijin și conducerea acestora între telegondola de la Furnica și telecabină. Colegii noștri au fost la cota 2000 începând cu ora 10:30. Apelul pe 112 a venit la ora 11:15. O parte dintre turiști au fost conduși de către jandarmii montani către telecabina de la cota 2000 pentru a fi coborâți la 1400. Jandarmii ce apar în fotografia făcută la cota 1400 intrau în schimbul 2. Nu au apărut după 40 de minute, așa cum eronat s-a spus. Între timp și între turiști și reprezentanții gondolei a izbucnit un conflict după ce oamenii au acuzat de irresponsabilitate pentru că au pornit instalația și au permis urcarea turiștilor, deși existau probleme din cauza vremii. Aceștia au anunțat că vor returna banii pe bilete.